Emisiune susținută de asociația Maurer for you o viață fără excelență și fără sens este irosită. Cu toate că definiția succesului este subiectivă, totuși este cât se poate de faptul că reușitele de durată se realizează după legi imoabile. Gândirea de învingător, perseverența și deciziile corecte, acompaniate de imperativele succesului, sunt treptele care te vor ajuta să urci oricât de sus dorești în viață. Îți doresc mult succes! Bună seara și bun găsit la emisiunea Vie Schimbate, dragi prieteni, și în această ocazie. Este o bucurie să fim din nou împreună și să deschidem Sfânta Scriptură, să vorbim despre un subiect care îmi place foarte mult, este vorba despre miracolul convertirii. Am tot auzit pe foarte mulți care fac mult caz de convertirea lor, Povești din astea lacrimogene, și în care te încarcă după aceea cu o listă cu ceea ce trebuie să faci și ceea ce nu trebuie să faci, făcând din mântuire o povară foarte apăsătoare. În, în contextul acesta, aș vrea să vorbim despre acel miracol produs de Duhul Sfânt, un miracol pentru că este miracol, este în mod implicit și inexplicabil, pentru că aduce oamenii din niște zone în care nu te aștepta niciodată că vor ieși slujitori devotați ai lui Dumnezeu. Dacă vin dintr-o zonă din asta gri, că a fost omul și el un fel de credincioșel și devine credincios, cu majuscule, mai fariseu sau mai autentic, este cât de cât previzibil. Dar să-ți ducă un om care vine din zona Prigonitorilor, a spre Dumnezeu și să îi transforme în apostoli de prim rang, asta este cu totul și cu totul inexplicabil. Dacă vorbim de păcătoși notorii care, prin harul lui Dumnezeu, devin oameni ai Săi, oameni curați, oameni sfinți. Aici se vede acea. Putere a Harului Lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre această minune a convertirii în viața Sfântului Apostol Pavel și pentru început aș vrea să vedem uh, acel tablou în care Pavel nu arăta deloc a om care urmează să fie convertit. Vorbim despre diaconul Ștefan, care era plin de putere, care era plin de Duhul Sfânt, care îi convertea pe preoții care l-au răstignit pe Isus Hristos și spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor că o mulțime de preoți veneau la credință datorită predicării lui și lucrarea mergea foarte bine și s-au găsit câțiva împietriți Câțiva nemernici farisei care nu aveau altceva decât să îi urmărească pe alții în obiectiv, să îl tragă într-un conflict, într-o ceartă de vorbe, ca să-l scoată din scenă pe acest mare om al lui Dumnezeu. Și în acel tablou apare și Saul sau. Ulterior Pavel, care păzea hainele acelora care luau pietre ca să arunce în diaconul Ștefan, nu părea deloc a om care urmează să fie convertit. Spune uh, cuvântul în cartea Faptele Apostolilor capitolul 6 și 7 că Ștefan, fiind plin de Duhul Sfânt, predica că când se uitau la el, erau plini de invidie și a zis, mă, ce putem să facem? Nu putem să avem rezultatele lui, clar, Duhul Sfânt nu este cu noi, noi suntem buni numai de papagal, suntem buni numai de politică, suntem buni numai de intri, suntem buni numai să aruncăm cu noroi în ceilalți, suntem buni să omorâm cu pietre și să-i urmărim și să-i arestăm, asta știm noi să facem. Și prin urmare... Nu îl înfruntăm noi direct, căutăm să-l atragem într-un conflict Astfel încât să se încurce singur și să găsim noi un motiv pentru care să-l acuzăm. A venit în fața lor și imaginați-vă contrastul că Ștefan era ca un înger, da, Ștefan era ca un înger, chiar spune capitolul 6, versetul 15, toți cei ce ședeau în Sobor s-au uitat țintă la Ștefan, dar vă gândiți că nu s-a uitat așa uh, amabil, s au uitat cu niște ochi demonici la el, și fața lui, prin contrast, i s-a arătat ca o față de înger. Ștefan a început să argumenteze, i-a luat cu patriarhii, cu istoria lor, a încercat să le arate că ei repetă greșelile înaintașilor, cum au făcut cu Iosif, cum au făcut cu Moise și așa mai departe. Doar, doar auzind istoria, li se va trezi ceva în ureche și în conștiință ca să ia aminte că merg exact pe aceleași leauri. Însă știți ce se întâmplă? În momentul în care oamenii sunt împietriți și sunt fixați pe o anumită idee, pot să-i toci mărunt că nu le schimbi ideile. Țineți minte lucrul acesta. Dacă oamenii sunt setați să vă vadă într-un cont de umbră, și să vă vadă într-o manieră negativă, Orice ați face, nu le puteți schimba părerea. Doar dacă cine știe ce trec prin anumite șocuri, prin anumite traume, prin anumite tragedii sau. Dacă ajung să aibă nevoie de voi și de serviciile voastre, atunci știți cum se îmblânzesc dușmanii. De n-ați văzut așa ceva. Cel mai mare bârfitor și cel mai mare dușman al tău începe să vorbească miros și frumos și să vină la tine. Vai, știi că uite ce bine arăți, uite ce bine îți merge, vai cât de mult te știi că de fapt noi eram prieteni și așa mai departe. Dar dacă oamenii sunt fixați ca să-ți facă rău sau să te vadă într-o anumită lumină, Nimic și nimeni nu le va schimba părerea. Mi-aduc aminte, eram și eu tinerel în district și prin anumite conjuncturi au hotărât unii ca să mă mute din district, ci că disciplinar. Și printre altele m-am dus și am vorbit cu ei și am zis, băi, fraților, ce să fac ca să nu fiu, Bă, uite, îți dăm noi un sfat. Nu-ți lua concediu anul ăsta, mergi pe la frați, vizitează-i, scarpină -i la tălpi, gâdilă-i la coate și vezi poate că schimbă părerea. Era o chestie din asta așa de bătaie de joc, știți? Nu mi-a luat concediu în anul respectiv, am stat toată vara, i-am vizitat am... și concluzia știți care a fost? Tot aia, te mutăm. Când oamenii sunt setați pe o anumită direcție, nimic și nimeni nu-i poate schimba. Așa erau și acești farisei și acești cărturari și acești uh, preoți și mai marele preoți în fruntea lor. Lângă ei, după ce niciun argument n-a stat în picioare, până când Ștefan a început să le spună direct. i A luat așa cu binișorul, cu povestiri din uh, uh, istoria lor, dar n-a mers. Până când le-a pus oglinda în față și începând la versetul... 48 în continuare răspunde. dar cel preanal nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oamentari la cerbice. Ce înseamnă oamentari la cerbice? Cerbice, grumazul țeapă, așa încăpățânați mândrii și ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. În momentul în care le-a zis lucrul ăsta și în momentul în care le-a spus că văd pe fiul omului stând la dreapta tatălui în picioare, în momentul ăla spune cuvântul că au început să scrâșnească din dinți împotriva lui. Imaginați-vă oameni religioși oameni duși la sinagogă și la templu, scrâșnind din dinți de mânie. Și asta nu era mânie sfântă, asta era mânie drăcească. De ce? Pentru că oamenii aceștia erau împietriți. Dar printre oamenii aceștia era un om atât de zelos și atât de dornic să-i omoare pe acești eretici, pe acești rătăciți, încât ai zice, bă, și ăsta e dintre ei. Niciodată omul acesta nu va reuși să se convertească. Însă, să știți că există și oameni împotrivitori, dar care nu-L cunosc pe Dumnezeu, crezând că fac o slujbă duhovnicească, slujindu-i lui Dumnezeu. Există și aceia care pretind că îi slujesc lui Dumnezeu, sunt împietriți, îndrăciți și pretind că îi aduc o ofrandă și o slujire lui Dumnezeu. Se vedea Evul Mediu. A fost plin de oameni din ăștia care spuneau că îi slujesc lui Dumnezeu și te tăiau în bucăți, te ardeau pe rug, te torturau la milimetru până când îți dădeai Duhul, nu mai puteai, erai... Dar oamenii ăștia credeau că îi slujesc lui Dumnezeu. Există și astăzi, în zona aceasta a fanatismului religios, oameni care cred că îi fac un serviciu lui Dumnezeu prin intoleranța lor, prin răutatea lor, prin tot ceea ce ascund mai rău sau dau pe față în viața lor. Ei cred că îi fac o slujbă lui Hristos. Și există și oameni care fac rău dintr-o neștiință și în momentul când se întâlnesc cu Dumnezeu își schimbă viața în mod radical. Acesta este cazul lui Saul, care a devenit ulterior Pavel, Apostolul Pavel. El le-a zis: Iată, văd cerurile deschise, versetul 56, și pe Fiul Omului, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, când a zis expresia asta, pentru ei era foarte clar când auzeau expresia. Dumnezeu stând în picioare înseamnă că face o judecată. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va a judecat pentru împietrirea voastră, pentru răutatea voastră. Și n-au mai putut suporta, au luat pietre și au început să dea. Ei au început atunci să răcnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Saul era acolo și vedea spectacolul acesta macabru, și cu toate acestea credea că îi slujește lui Dumnezeu. Cine ar fi zis că dintre acei împotrivitori, dintre acei oameni care aruncau cu pietre, dintre aceia care supravegheau execuția, se va naște Apostolul Neamurilor? Este o minune a convertirii, o minune a harului lui Dumnezeu. După aceea s-a stârnit o prigoană atât de cruntă împotriva copiilor lui Dumnezeu, încât au trebuit să fugă. Chiar spune versetul 8, capitolul 8 cu versetul 1, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan și a dat votul, da, apropo de tot felul de comitete, comisii, adunări și toate astea Se votează, se votează Și de obicei este câte un tartor din ăsta care manipulează tot Și ceilalți se aliniază așa ca morcovii pe strat Știți, dacă el știe cum să tragă sforile Și că în unanimitate în un, Adică în unanimitate unul gândește și ceilalți gândesc după el Cam așa merge Cam așa era și atunci s-a aliniat și el, pentru că de, era vorba de stârpirea ereticilor. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudei și ale Samariei. Și s-au dus în toate zonele acelea, însă prigonirea n-a făcut altceva decât să-i ducă pe ucenici în alte locuri pentru că era bine în Ierusalim venise cinzecimea peste ei avoseseră parte de binecuvântare adusă de Duhul Sfânt aveau succes se simțeau bine în bisericuțele lor în sinagogile lor în casele lor cum să te duci cum a zis Mântuitorul dute în Iudea în Samaria și până la marginile pământului dar prigoana i-a împrăștiat pe creștini și a făcut ca să ducă cuvântul și în alte zone. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât din cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. roadele, luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci mulți din îndrăciți din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Epoca asta să știți că a apus. Vă spun cu cea mai mare sinceritate, nu mai există așa ceva. La ora actuală, în creștinism, nu mai vedeți așa ceva decât contrafaceri. Să mă lăsați cu vindecările alea care vin, că pun batiste și fac nu știu ce, aburel și șarlatanii. Să vezi un șchiop, un paralitic care umblă nu prin, și se vindecă nu prin procesul vindecării, ci instant. Nu mai găsești așa ceva. Să vezi un mort care învie, nu mai vezi așa ceva. Să vezi, eu știu, un om paralizat complet din naștere, care este vindecat instant, nu mai vezi așa ceva. Să vezi un orb din naștere care îi se pune mâna pe ochi și este vindecat instant, nu mai vezi așa ceva. Sunt șarlatanii. Eu nu spun că Dumnezeu nu mai face lucrurile acestea și nu vreau să uh, arunc necredința asupra lui Dumnezeu. Nu despre priveliștea aceasta și despre optica aceasta este vorba, ci despre ceea ce facem noi. Pentru că noi nu mai suntem în stare și pentru că noi nu mai suntem credincioși. Dumnezeu nu mai face acele minuni. Aș vrea să înțelegem că se poate de clar. Deci, biserica nu mai are parte de minunile care au fost atunci. Poate că un raționalment și un, o explicație care pe noi ne liniștește ar fi și faptul că Dumnezeu uh, nu mai lucrează din... Economie a minunilor, așa cum a făcut în trecut, în momentul în care au intrat în Canaan, au mâncat din roadele țării, n-a mai dat mană. Da? Acum, dacă avem sisteme medicale, dacă avem anumite uh, aparaturi și lucruri care îmbunătățesc sănătatea și ne ajută să ne vindecăm, probabil că Dumnezeu nu mai lucrează în felul acesta atât de mult cât a lucrat în trecut. Dar eu până acum n-am văzut niciun mort în viat nu știu dacă ați văzut voi, sau un paralitic care este certificat de naștere că este paralitic da? și să vină omul lui Dumnezeu, se roagă pentru el și pur și simplu devine un om normal. Așa ceva n-am văzut. Și, repet, nu înseamnă că nu am încredere în Dumnezeu. Spun că nu mai văd. Nu că Dumnezeu nu poate să facă. Mergeau bine lucrurile, Dumnezeu lucra prin Duhul Sfânt, apostolii făceau din ce în ce mai mulți ucenici, Filip predica Evanghelia, Petru și Ioan ajung la Samaria, văd acolo că s-a pocorât Duhul Sfânt din nou și uh, au o uh, au uimire... Când au venit la samariteni, s-au rugat peste ei ca să primească Duhul Sfânt, pentru că ei au auziseră cuvântul, dar nu primiseră Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt a venit iar și peste samariteni. A fost o o minune extraordinară. Oamenii pe care ei urau și considerau câini și necurați primesc Duhul Sfânt. Și se roagă pentru ei, oamenii care îi considerau necurați și considerau Că nu au de-a face cu ei. Saul se pregătea să lanseze un atac, o arestare amplă, să-i ducă pe toți în fața Sinedriului, să-i ducă pe toți și să-i omoare. Acesta era tabloul. Ucenicii alergați dintr-o parte într-alta, convertiții, la fel, prigoniți, care pur și simplu sunt. Provocați să ducă Evanghelia din ce în ce mai mult, în toate părțile. În momentul în care primesc această provocare, Duhul lui Dumnezeu intervine și îl aduce în sfera convertirii pe cel mai mare prigonitor. Minunea aceasta a convertirii lui Pavel. Îmi vorbește despre o anumită ironie pe care o are Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să facă pe cineva să fie convertit, convertește pe cel mai mare împotrivitor și îl face cel mai mare predicator și cel mai mare apărător al credinței. Este extraordinar. Dacă Dumnezeu vrea să folosească pe cineva, el folosește chiar și un demonizat, uitați-vă la cazul lui Saul. El era demonizat și Dumnezeu zice, acum te duci și prorocești împreună cu, cu prorocii. Și s-a dus și el mergea să-l prinde pe, pe David. Și Duhul lui Dumnezeu zice, nu, acum prorocești. El care era demonizat. Balaam a vrut să meargă să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, la început nu te duci. În încăpățânarea lui, el s-a dus și Dumnezeu a zis, ok, te duci, dar nu-mi blestem poporul, așa-ți poruncesc eu. Și Balam, cât a încercat el să blesteme, n-a reușit să facă lucrul acesta, pentru că Dumnezeu i-a spus, nu, nu ai voie. Dumnezeu a folosit până și pe măgărița lui ca să-i predice și Dumnezeu a folosit cel mai mare împotrivitor al creștinismului, pe Apostolul Pavel și l-a transformat în cel mai mare apostol. Și cel mai mare, nu doar așa că zic eu. Așa o spune scriptura și gândiți-vă că aproape jumătate din Noul Testament a fost scris de acest apostol. Dacă Luăm în considerare și epistola către evrei, undeva la 13 epistole, dacă nu cam 12 epistole, scrise de Sfântul Apostol Pavel. Cam jumătate din, din Noul Testament scris de acest apostol, cel mai mare împotrivitor al lui Dumnezeu și cel mai mare împotrivitor față de ucenicii care făceau parte din Biserica ce tocmai se născuse. Întoarcerea lui Sau. Aici este un lucru foarte interesant și o adevărată taină. Spune capitolul 9, începând la versetul 1 așa. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Gândiți-vă, cât de hotărât era, cât de înverșunat era, cât de împotrivitor, cât de pornit era împotriva creștinilor. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Uneori, nu te poți opri din nebunia ta dacă nu ai parte de un șoc în viață. Uneori crezi că ești invincibil, că ai dreptate, că ai totul în mâini, că tu controlezi totul. Și când îți dă Dumnezeu una și te lovește, și cazi, și îți dai seama că nu ești atât de grozav, și îți dai seama că nu ești atât de imbatabil, și îți dai seama că nu ești atât de invulnerabil, începi să devii mai smerit. Și începi să devii mai conștient de faptul că toată această putere și avantaje pe care tu le ai sunt temporare. Și Pavel, marele Pavel, marele Saul care uh, stă pur și simplu uh, în fruntea unei armate se ducă să aresteze pe ocenicii Domnului, credea că este grozav. Deodată lumina aceea îl trântește jos și aude un glas pe care doar el îl distinge, căzând la pământ, care i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? În convertirea aceasta lui Saul, aș vrea să vedem un aspect. Saul era un om religios, ultra-religios știa Scriptura din scoarță în scoarță, să faci parte din Sinedriu, trebuia să, să fii un cunoscător fin al Torei, la cele mai mici detalii, nu mai vorbim că trebuia să știi din afară. Și cu toate acestea, Saul credea că face bine făcând rău. Gândește-te la viața ta. Oare nu cumva faci răul crezând că faci bine? Crezând că e slujeșul lui Dumnezeu, prigonindu-i pe alții, chinuindu-i pe alții, bârfindu-i pe alții, și mergând la biserică, cântând, predicând și făcând tot felul de slujbe, făcând parte din comitete, din tot felul de ițe și sfori. Pavel, când s-a întâlnit cu Isus, a avut parte de o Revelație tot ce am făcut până aici este egal cu zero. Nu doar cu zero, dar este groaznic, este cumplit. De ce nu avem parte de astfel de descoperiri? Simplu pentru că majoritatea dintre noi nu ne întâlnim cu Isus Hristos. Ne întâlnim cu o biserică, ne întâlnim cu un crez, ne întâlnim cu o gășcuță din asta de religioși, ne întâlnim cu orice altceva, dar numai cu Hristos, nu! Și din cauza aceasta apar tot felul de mutații genetice în domeniul acesta al convertirii. Și convertirea se rezumă doar la aderarea la un crez. În rest, inima este demonică. Omul dă cu pietre, omul jignește, omul n-a nicio treabă, dar el este membru în Sinedriu, la nivel cel mai înalt, însă nu-l cunoaște pe Hristos. Și fiți atenți, după ce este trântit de pe cal jos, sau îl întreabă, cine ești tu, Doamne? E posibil să fii în de conducere și să nu-L cunoști pe Dumnezeu? E posibil să știi cuvântul din scoarță în scoarță și să nu-L cunoști pe Dumnezeu? E posibil să îi condamni pe alții pentru că nu cred așa cum crezi tu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu, e posibil ca să crezi că ești cel mai aproape de El și de fapt să nu-L cunoști absolut deloc. Eram în seminar și a venit un profesor de prin America să ne predea, cred că Vechiul Testament era doxă. Era brici, ebraică, știa greacă, știa de toate. Din scoarță în scoarță scriptura. Și la un moment dat l-a întrebat cineva, domn' profesor, cum arată viața dumneavoastră devoțională și n-aș vrea să-l să judec. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, să mă pun eu pe un piedestal, că sunt mai grozav. Nu! Dar omul a fost sincer, dacă era român începea să spună, ha, 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 știți că eu mă trezesc dimineața la 3 și fac 7 ore de rugăciuni și stăruințe și citesc nu știu câte cărți și Biblia și să vezi cum îmi vorbește Dumnezeu direct în ceafă, nu, nu, nu. Ăștia au o calitate, dacă faci un sondaj de opinie în America e foarte aproape de realitate. Dacă îl faci în România, românul îți dă răspunsul cum ar trebui sau cum i s-ar părea lui corect, nu cum este realitatea. Și îți răspunde la întrebări așa cum vrea el. Dar îl apreciez pentru sinceritate și pentru faptul că s-a vulnerabilizat. Și omul a zis, nu am timp de așa ceva. Profesor de teologie foarte bun, cunoștea Biblia foarte bine, cunoștea istorie, cunoștea ebraică, cunoștea greacă, a zis, îmi pare rău, dar nu am timp de așa ceva. Nu am timp de așa ceva. Cine ești tu, Doamne? a răspuns el. Eu sunt Isus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Poate că unii dintre noi credem că a fi convertit înseamnă să ai capul cât o găleată de informații. Însă nu aceasta este convertirea. Uitați-vă în cartea Faptele Apostolilor și o să vedeți că procesul convertirii Începe cu teama de Dumnezeu, urmată imediat de întrebarea: Doamne, ce trebuie să fac? Enunțată în mai multe variante. În ziua cinzecimii, când s-au botezat peste 3000 de suflete, când au fost străpunși în inimă de Duhul Domnului Isus Hristos, oamenii au zis: „Nu zis Doamne, dar ce trebuie să mai învățăm? Doamne, câtă catecheză trebuie să mai facem?” Nu! Și au zis, ce trebuie să facem fraților? Teama de Dumnezeu îți naște în inimă și în gând întrebarea aceasta, ce trebuie să fac? Saul, când a fost impresionat de puterea lui Dumnezeu și de arătarea aceea a lui Isus Hristos, a zis, Doamne, ce trebuie să fac? Tremurând și plin de frică. Nu știu câți dintre noi ne mai temem de Dumnezeu. Am transformat teama asta într-un respect, într-o giugiuleală din asta așa zaharisită. Vai Dumnezeu, cât e de bun, cât e de răbdător, cât e stai liniștit, că nu te atinge nici măcar cu o bomboană sau cu un bețișor din ala cu vată de zahăr. Nu, no, Dumnezeu e atât de bun, nu are putere nici să omoare, nici să judece, nimic. Spunea cineva că e atât de bun, că e în stare să-l mântuiască și pe Diavolul. Da. Asta e, sunt trenduri care apar în interpretarea scripturii și în caricaturizarea lui Dumnezeu. Însă, convertirea începe cu frica. Isaia, când l-a văzut pe Dumnezeu, a zis, Doamne, cât de bun ești! Doamne, sunt atât de. Nu, bunătatea lui se, se manifestă în faptul că la cât este de măreț, nu te arde cu foc, nu te evapore în prezența lui. Însă bunătatea lui nu trebuie interpretată într-un mod greșit, pentru că Dumnezeu este bun într-adevăr, dar este măreț, este puternic. Și în prezența lui simți acea frică, tremurând și plin de frică, sau îl întreabă, Doamne, ce vrei să fac? Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat nimic și Domnul i-a zis, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Nu să spui, nu să înveți, nu. Ce trebuie să faci. Între timp, Dumnezeu a avut de lucrat și cu prejudecățile ucenicilor care au de nebunia lui Saul și de prigoana pe care a stârnit-o împotriva lor, știa de scrisorile pe care le avea ca să-i aresteze și părea de necrezut omul acesta care îi băga în închisoare, care îi omora, care își dădea consimțământul ca să fie omorâți cu pietre, să fie acum convertit. Și Duhul Lui Dumnezeu se duce la Anania și spune: Fii atent că am pe cineva vârf de lance, cel mai tare misionar. Doamne, cine? Despre cine este vorba? Un vreun frate din biserică, nu? Botezat, cu șapte ani de convertire, cu multă experiență, prezent în comitete, în conducere. Nu, nu, nu stai că n-ai priceput. E vorba de sau. Cum ăsta criminalul, ăsta care ne omoară pe toți și ăsta care are ordini și aici să ne execute și să ne aresteze? Doamne, răspuns Anania, versetul 13. Am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim și era pe bune. Nu erau scorneli, da? Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul a zis, du-te, că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Dragii mei, când citesc versetul acesta, Rămân fără cuvinte în fața puterii lui Dumnezeu și în fața bunătății lui Dumnezeu și în fața harului lui Dumnezeu. Deci, când citesc versetul acesta, pur și simplu, rămân uimit de ceea ce poate să facă Dumnezeu din cineva despre care tu n-ai crede niciodată că ar putea să facă ceea ce știe Dumnezeu că ar putea să facă și de asta niciodată nu i judecați pe oameni după tiparele voastre înguste de gândire, pentru că nu știți niciodată ce ar putea să facă prin puterea harului lui Dumnezeu. Pentru că dacă vorbim de convertiri, vorbim despre o minune, despre convertiri miraculoase, despre miracolul convertirii. Nu despre chestiuni previzibile, despre lucruri predictibile, despre lucruri pe care le-ai întrezărit tu pe undeva. Nu, ci vorbim de lucruri care se întâmplă în mod inexplicabil. Dute, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și acum, dacă e să facem comparație, care dintre ocenici ar fi fost la fel de capabil, precum Apostolul Pavel, să ducă Evanghelia la neamuri, să fie și poliglot, să fie și uh, un om care știe să vorbească, un om cu prestanță, un om uh, cu putere, un om uh, foarte determinat, un om foarte curajos. E adevărat că Duhul lui Dumnezeu schimbă anumite lucruri și te poate capacita să faci anumite lucruri. Însă, observați că Duhul lui Dumnezeu l-a ales pe Saul, care era foarte citit, foarte inteligent, foarte pregătit, doar că era greșit orientat. Și a zis, Saul, uite, aș vrea ca să folosești tot potențialul acesta pe care îl ai tu, pe care ți l-am dat și pe care l-ai dezvoltat, dar nu împotriva mea, ci pentru mine. O să ai de suferit, o să ai probleme, o să ai cele mai mari necazuri posibile, însă am pus în tine ceea ce este mai bun ca să faci lucrarea mea. Este extraordinar ce spune aici Dumnezeu, Dute, căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Teama de Dumnezeu, ce trebuie să fac, și dispoziția pentru sacrificiu. Dacă aceste trei elemente nu există, convertirea nu există. Dacă nu te temi de Dumnezeu, dacă nu treci la acțiune să faci ceea ce spune Dumnezeu, și dacă nu ești dispus să faci sacrificii pentru Dumnezeu, nu ești convertit. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu. Toți au avut caracteristicile acestea. S-au temut de Dumnezeu. Au făcut ceea ce a spus Dumnezeu. Nu au comentat ceea ce a spus Dumnezeu. Și au fost dispuși să sacrifice pentru lucrarea lui Dumnezeu. Bani, timp, funcții, putere, influență, chiar viața. Dacă e să ne uităm la, la Marele Apostol al Neamurilor, la Apostolul Pavel. Spunea el ulterior că mă uit la toate acestea pe care le-am avut înainte, toate le socotesc ca un gunoi și funcția în sinedriu și tot, tot, tot pentru Hristos și pentru a primi premiul alergării cerești. Toate le socotesc ca un gunoi. A ajuns și spune cuvântul că a venit Anania la el și a spus, frate Saule, Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Observați cât de repede s-au dus prejudecățile lui Anania. În momentul în care Dumnezeu a zis, lasă la o parte prejudecățile, iubește-l pe omul acesta ca pe fratele tău și primește-l în casa ta și în biserică, pentru că este un vas pe care l-am ales, în momentul ăla s-a șters tot cazierul. La noi nu, dosare, articole, tot felul de minciuni și tot felul de baliverne și tot felul de, de, lucruri inventate. Atât de greu ce dăm la, la prejudecățile acestea. Anania, în momentul în care Dumnezeu a zis, este un vas pe care l-am ales, l-a primit ca pe un frate. Biserica l-a primit ca pe un frate. Și Saul când a fost primit n-a zis, no, stai acum că trebuie să am experiență. Trebuie să stau vreo 10 ani în bancă să nu zic nimic ca să-i ascult pe ăștia care știu tot. Dumnezeu n-a lucrat sub forma aceasta, dragii mei. Vă rog, scoateți-vă tâmpeniile astea din cap și tiparele astea după care ați fost formați că Dumnezeu are nevoie de nu știu cât timp ca să scoate la locul pe cineva. Bineînțeles, din punct de vedere intelectual, cred că îi bătea pe toți. În ceea ce privește convertirea, Pavel avea cele mai multe lucruri de spus. Pentru că el a fost cel mai jos, cel mai mare împotrivitor, împotriva lui Dumnezeu. Și acum a devenit cel mai mare apărător. În data a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și știți ce bă, dar nu e ăsta care a venit să ne lege cu cătușe, cu obezi, cu toate astea. De unde predică și ce argumente avea? plin de Duhul Sfânt, plin de curaj, nu-i mai păsa de nimic, nici de funcții, nici de absolut nimic. Și înfrunta pe iudei, înfrunta pe toți. Și spunea, uite, l-am descoperit pe Hristos. Am descoperit mântuirea. L-am descoperit pe Cel pe care eu îl prigoneam. Și în momentul în care ai renunțat la tot în viața ta, pentru Hristos, ești cel mai de temut. Țineți minte lucrul ăsta. În momentul în care ai renunțat la tot pentru Hristos, ești cel mai de temut. Și aici nu mă refer doar la vicii, la păcate, la chestiile astea sau la acele convertiri ale unor oameni superficiali în gândire care zic, oh, noi am lăsat totul pentru Hristos și l-am urmat, dar ce ai avut? Uh, au venit niște tineri la John Maxwell într-o zi și au zis, oh, noi am lăsat totul pentru Dumnezeu și facem lucrarea lui. Și a zis, dragilor, dar ce ați avut voi? Păi, nu uh, n-am avut nimic. Păi zice, voi n-ați lăsat nimic. Ucenicii când au venit au zis, am lăsat case, am lăsat familie, am lăsat, au avut ceva ce să-l lase. <laughs> Pavel, când l-a urmat pe Hristos, a avut ce să lase, nu doar păcate și împotrivire, a avut sinedriu, a avut funcția pe care o avea, puterea pe care o avea, da? anumite privilegii, nu puține, multe. Tu la ce renunți când vii la Hristos? Eu la ce renunț când vii la Hristos? E ușor să zicem, am renunțat la tot pentru Hristos, dar ai avut ceva? Asta este marea întrebare. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare, s-au trezit. Și dacă vă uitați în Cartea Faptele Apostolilor, cu mici excepții când este vorba despre lucrare misionară, este Pavel și iudeii. Pavel și iudeii. Unde era Pavel, făcea misiune, Duhul Lui Dumnezeu făcea lucrarea, hop și iudeii ca să facă antilucrarea. Pentru că n-aveau altă rațiune de a exista decât să lucreze împotriva lui Pavel. Da, și de asta eu niciodată nu, nu prea sunt de acord ca să lupți împotriva cuiva care face lucrare în felul lui. Bun, adună oamenii, îi adună. Le predică Cuvântul lui Dumnezeu, le predică. Cum le predică, mai puțin contează. Ideea este că omul ăla face ceva. Dacă tu cu toată corectitudinea ta teologică și cu toată uh, ortodoxia ta bisericească nu ești în stare să adun trei babe și trei moși lângă tine, ești numai bun de gură și umpli pe urmele celor care fac ceva, înseamnă că ți-ai greșit misiunea. Pentru că misiunea ta nu este să fii păzitorului. lui. Misiunea ta este să duci evanghelia oamenilor, să ai impact, să faci ceva dacă nu faci nimic și n-ai impact și îți găsești rostul doar prigonindu-i pe cei care fac ceva, atunci înseamnă că ești exact ca iudeii. Da. Iudeii peste tot căutau să-l omoare. Îl urmăreau, căutau să-l acuze, peste tot se duceau la cezar, să duceau la suta, se duceau cu tot felul de scrisori și cu nemulțumiri. Însă lucrarea lui Dumnezeu mergea înainte și Pavel, ghiciți avea din ce în ce mai mare succes în lucrarea lui Dumnezeu, ajutat fiind chiar și de iudei. Spre sfârșitul vieții și a misiunii sale, ajunge și în fața împăratului. Și mi-a plăcut foarte mult, ca o mică paranteză, conținutul predicării apostolice și a celor care erau convertiți nu era legat de dogme atât de mult. Uitați-vă, vă rog, în cartea Faptele Apostolului. Nu o să vedeți pe apostol începând de la Ana și la Caiafa, de la Geneza și până la uh, ultimele cărți scrise, că nu erau Apocalipsa pe atunci scrise și multe dintre epistole, nici, poate nici Evangheliile, una, două dintre ele. Și nu-i nu vezi acolo făcând sistematică. Punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 200. Nu! Conținutul predicării lor era Isus cel răstignit și doi, ce a făcut Isus în viața ta? Asta s-a întâmplat și în momentul în care era în fața împăratului. Le-a predicat și despre venirea lui Isus Hristos, bineînțeles că e un adevăr biblic enunțat aici în Scripturi, însă accentul a fost pe ceea ce a făcut Isus Hristos în viața lui. Ori noi tocmai asta nu facem. În momentul în care Hristos lipsește, ne ascundem în spatele dogmelor și începem să despicăm firul în 4, în 7, în 200, în 500 și să vedem și ne batem noi în teologii și în idei și în toate alea. De ce? Pentru că Hristos lipsește. Nu ai ce să spui. Dacă Hristos nu este în viața ta, ce să spui? Povești! Și atunci te ascunzi în spatele dogmaticii, în spatele teologiei, ca să pari și tu că ești omul lui Dumnezeu preocupat de lucruri spirituale. Dar uitați-vă la toți care propovădeau cuvântul. Ei vorbeau despre Isus Hristos, Petru și Ioan. Bă, nu mai predicați de omul ăsta, că ne a săturat. Ce predicau? Despre Isus Hristos, ce a făcut în viața lor. Pavel, la fel, despre cine predica? Despre Isus Hristos, despre El răstignit și despre ceea ce a făcut în viața lui. Și aici își repetă experiența și chiar povestește El, repovestește experiența convertirii. Capitolul 26, versetele 16 și în continuare dar scoală-te, stai în picioare, sunt cuvintele Domnului Hristos când i s-a arătat. Căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor, atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te-ai trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Este extraordinar. Vedeți de ce nu mai avem putere în predicare? Pentru că lipsește Hristos de acolo. Și lipsește experiența noastră, convertirii noastre. Și atunci, oamenii ascultă și, da, interesant, frumos. Cursuri de psihologie, cursuri de filozofie, cursuri de istorie, cursuri de... Ce vrei, dar numai predicare nu. Pentru că predicarea care produce convertire, îl are în centru pe Iisus Hristos. Cuvântul său, bineînțeles, și experiența ta pe care ai avut-o cu Dumnezeu. Dacă acestea două nu sunt, nu există convertire. Și un om convertit ascultă Cuvântul, se teme de Dumnezeu, întreabă ce trebuie să facă și trece la acțiune și este dispus să facă sacrificii pentru Isus Hristos. Nu doar să. Dezbat. Este extraordinar cum trădătorul acesta și prigonitorul Saul a devenit cel mai mare apostol, așa cum povestește el aici, în Fapte 26. Din cel mai mare împotrivitor, Dumnezeu a scos cel mai mare apostol care să ducă Evanghelia Neamurilor, care să scrie aproape jumătate din Noul Testament, care să fie astăzi în mâinile noastre, Cuvântul lui Dumnezeu. Minunea aceasta a convertirii poate să fie și în viața ta. Iisus Hristos poate să ia viața ta și să te transforme chiar dintr-un dintr împotrivitor în cel mai mare slujitor al său. Totul este să vrei și să fii conștient că, de fapt, convertirea este cel mai mare miracol. Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.